Sunt 10 ani de când sărbătorim, de fapt comemorăm, pot spune, 10 ani de când primăria a încăput pe mâna acestui primar, pe mâna primarului Pistol, 10 ani de când Buftea este moșia sa. În cele ce urmează vă voi povesti cam cum am ajuns aici, cum am ajuns la o dictatură, cum am ajuns ca el să facă absolut ce vrea în orașul ăsta, mai mult pentru el și mai puțin pentru noi. Vă voi face o scurtă istorie politică a orașului Buftea din ultimii 30-32 de ani. Sunt Bogdan Topă, sunt consilier independent în orașul Buftea și acesta este un vlog despre, în principiu, despre orașul Buftea și despre cum putem face o comunitate mai bună, cum putem motiva autoritățile să facă mai mult pentru oraș. Povestea domnului Pistol începe cu mult înainte, povestea lui politică, cu mult înainte de a deveni primar. A fost implicat în politică, dar în spatele politicienilor. O să vedeți cum ajungem acolo, o să vă spun mai amănunțit. Începem totuși prin a aminti că Buftea a fost condusă inițial, în timpurile moderne, de un primar PSD, se numea Rovinaru Nicolae, și a împărățit și el Buftea, cred, dacă nu mă înșel, vreo 18 ani, cu o mică întrerupere între 90 și 92, imediat după Revoluție, când practic lumea voia altceva, evident, el fiind un primar comunist, a fost prins în funcție de Revoluție și, ca un firesc, a fost schimbat. Însă, după cum veți vedea, se reîntoarce. Rovinaru a fost primar înainte de 89, cred că vreo 8 ani, dacă nu mă înșel, vreo 2 mandate, ceva de genul ăsta. Totuși, mulți îi atribuie lui dezvoltarea orașului Buftea de atunci. Nici vorbă. Orașul Buftea, după cum știți, era pe vremea aia singurul oraș din Ilfov. Asta spune enorm de multe. Singurul oraș din Buftea. Acum sunt 6. Otopeni a devenit oraș abia în anul 2000. Iar toate celelalte comune, cele 4 comune care sunt azi oraș, au devenit și ele oraș în 2004 sau 2006, dacă nu mă înșel, Chitila, Voluntari, Pantelimon și Bragadiu. Acestea sunt orașele din Ilfov. Deci Buftea era atunci miezul. Era baza sectorul agricol Ilfov, eram un oraș senzațional în anii 80. De ce? O să spuneți din nou că tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Rovinaru sunt că lor li se datorează așa ceva, dar să nu uităm că Buftea a avut pe Știrbei. Întemeitorul orașului Buftea este de fapt Știrbei. Ok? El a pus Buftea pe hartă, știm bine, el a făcut școli, a făcut fabrici de vată, de conserve, el a făcut liceul Barbu Știrbei, aveam pepiniera Buftea, nu mai spun de domeniul care era ceva senzațional pe vremea aia, și multe alte chestii. Bineînțeles că în momentul în care comuniștii au dorit să facă un oraș în apropierea capitalei, cum se numea și documentarul, dacă îl căutați pe YouTube, Orașul de la marginea marelui oraș. Asta au vrut să facă comuniștii, un oraș care să aprovizioneze, să furnizeze tot ce trebuie pentru capitală. Așa că din anii 70 încolo a început să dezvolte foarte, foarte mult orașul Buftea. În primul rând prin studiourile Buftea, cred că la începutul anilor 60, au demarat ele, ulterior și celelalte fabrici și multe alte chestii, blocurile și cu adevărat, că pe vremea asta semna oraș, bloc. Dacă aveai bloc, erai oraș, dacă nu, nu, erai comună. Deci, până în anii 80 a început să construiască orașul. Când a venit domnul Rovinaru, orașul era construit, dânsul a gestionat cum trebuia pe vremea aia,
Acum știți cum era totul, era bine pe vremea aia, lapte și miere, cum ar spune unii. Deci marele merit nu este al lui Rovinarov, să fim serioși. A venit Revoluția. Atunci s-a constituit FSN Buftea, care a pus un nou primar, bineînțeles, pentru că Rovinaru totuși era icoana comunismului local, așa că mulți nu l-au vrut, mai ales cei revoluționari, practic, care au pus mâna pe primărie atunci și pe autoritățile locale. Așa că a venit un primar, 2 ani din 90 până 92, nu mai țin minte cum îl cheamă, nimeni nu mai știe absolut nimic de el, cred că era profesor totuși, un om decent, dacă mi-aduc bine aminte, însă nu și-a pus amprenta în Buftea absolut deloc, dovadă că i-am și uitat numele. Dacă nu mă înșel, Corbeanu sau ceva de genul ăsta, nu cred că mai locuiește în Buftea, dar noile alegeri din 92 ne-au readus, ca să zic așa, în epoca de aur. Rovinaru s-a întors. Și a stat domnul Rovinaru din 92 până în 2004. Băi, cât sunt? 12 ani. 12 ani plus cei doi dinainte, deci în 14 ani, în Buftea, nu că nu s-a făcut nimic. S-a degradat tot. Nici nu aveam așteptări. Singurul lucru care se făcea în Buftea în momentul ăla era noua primărie. Știți unde e vechea primărie? Domnul Rovinaru a avut și totuși nu mai era tovarăș, a avut și dânsul un obiectiv și a dorit o primărie mai mare. Opoziția care se închega în momentul ăla, prin anul 2000, adică PDL, opoziția de fapt era PD pe vremea aia, a bătut monedă pe chestia asta foarte tare. Că nu avem nevoie de o monstruozitate de primărie, că e urâtă, că e mare, că e scumpă, că... Totuși eram oraș. Nu puteam rămâne în trei camere în maghiernița aia de acolo. Care așa a rămas de atunci, apropo, domnule primar Pistol, de 10 ani. La mulți ani. Ce facem, domne, cu maghiernița aia acolo? Nici nu o zugrăvim, nici nu o... Spațiul la verde, păcat de el acolo, e în centrul orașului. Nu te zgârie pe ochi, trece mai departe. Și domnul Rovinaru s-a ocupat, singurul lucru de care s-a ocupat el, acum, na, puteți să contestați chestia asta, puteți să lăsați în comentarii, să spuneți ce multe alte lucruri a făcut totuși domnul Rovinaru, eu nu mi-aduc aminte. E adevărat, pe vremea aia nu mă interesau chestiile astea, nu mă interesa politica, eram un tânăr rebel și rocker și nu voiam să audă politică. Însă mi-aduc aminte perfect că încă de la, nu știu, din anii 90, 94, 95, 96, ceva de genul ăsta, atunci s-a distrus un parc. Era un parc superb în centru acolo, în locul primăriei. Asta-i. Se numea parcul cu de la lei, ziceam noi, că aveau fântâna aia arteziană cu lei. Hai să nu mai regretăm totuși fântâna aia, că vă văd pe mulți plângând. Era totuși în stare de degradare, nu mai ducea mult, dar în fine. Nu e ok să tai un parc, să faci o clădire, fie ea și primărie nouă. Așa că vreo 10 ani de zile s-a lucrat la acea primărie. Băi, oameni, eu stau vis-a-vis. Nu s-a mai terminat, deci zgomot peste zgomot, balamuc peste balamuc. Asta a fost singura realizare a primarului Rovinaru, care s-a chinuit foarte mult să termine în 2004, înainte de alegeri. Există și un filmuleț pe net, pus de un buftean. O să vi-l pun în descriere, cu inaugurarea noii primării, cu ultimele lucrări de acolo. S-au făcut piațeta aia primăriei cu multe, multe pavele de alea biscuiți, așa, cu fântâna aia arteziană care a durat doar o vară, după aia s-a stricat, după aia a tăiat eu stoi ca porci în ea. Și cam atât a fost cu domnul Rovinaru, epoca Rovinaru, care s-a încheiat, oameni buni, în 2004 s-a încheiat dureros. În 2000 cred că a candidat la contracandidat domnul Bălălău Constantin. De la PDL era atunci. Dacă mi-aduc bine aminte, eram prieten cu băieții domnului Bălălău atunci. Eram puștan și el, domnul Bălălău, și-a dat seama că e foarte greu să schimbi mentalități. Domnul Bălălău, câte mi-aduc eu aminte, atunci era un tip foarte dezghețat, foarte ok.
L-a stricat partidul, cred. Și anturajul, probabil anturajul politic, dar el era un om destul de dezghețat. Dacă mi-aduc bine aminte, era inginer. La Buciumeni, acolo, era o... Nu mă țin de cum să numea... Mă rog, o interprindere asta de stat, pe vremea aia. Nu mai știu cum îi ziceam. Și-a dat seama că nu putea să schimbe mentalitățile, mai ales ale celor în vârstă. Toți erau în continuare cu PSD sau PDSR, cum se numea pe vremea aia, cu Ceaușescu, cu ăștia, cu Rovinaru. Și-a umblat mult la tineri. A încercat să atragă foarte mulți tineri, bineînțeles, prin băieții lui. Am cunoscut și noi platforma partidului și programul. Ne-a promis că ne face un radio pentru rocker. Era ceva, nu neapărat pentru rocker, era ceva senzațional. Mi-aduc aminte că a organizat o rocotecă sau chiar două, dacă nu mă știu, la Casa de Cultură, unde eram toți tinerii din Buftea, mai dezghițați așa, adică nu bombardieri, înțelegeți voi. Și, mă rog, nu m-a convins să mă bag în politică, nu mă interesa chestia aia. Cert e că am fost și l-am votat pe Bălălău în 2000. A pierdut destul de clar, dacă nu mi-aduc bine aminte, în fața lui Rovinaru, dar a fost un punct de plecare. Până atunci mi s-a părut că era ok. Nu vedeam un anturaj dubios în jurul domnului Bălălău, nu era ceva aiurea. Însă avea să vină la putere PDL-ul. Dânsul s-a transformat PD-ul în PDL, dânsul a intrat pe cai mai în PDL, a devenit parlamentar, senator, dacă nu mă înșel, sau deputat, PDL, a devenit foarte apropiat de Băsescu și de gașca aia, și care ulterior a venit la putere. Așa că în 2004 Rovinaru a pierdut alegerile. Un minut să verific dacă merge banda, să nu am surprize. Merge banda. Da, ce bine merge, ca unsă. Și în 2008, în turul 2, fraților, au intrat Bălălău de la PDL și Ninistan de la PNL. Rovinaru nu a reușit să intre nici măcar în turul 2. A fost o lovitură atunci. A fost ceva senzațional. N-am mai fost la vot. Eu nu am mai votat, n-am vrut să aud de politică. Nu mă interesa așa ceva. Mi-aduc aminte din povestiri. Știți la câte voturi a câștigat Bălălău în fața lui Ninistan? La 24 de voturi, oameni buni. Din, nu știu, unul a avut 2000 și ceva, celălalt 2000 și ceva. Pe acolo. Dacă nu mai puțin. Pentru că prezența era mică la vot, nu interesa pe nimeni. Nici acum nu e mare. La 26 de voturi a câștigat, nu știu că s-a furat, a câștigat Bălălău primăria în fața lui Ninistan. Cine era Ninistan? Nimeni nu mai știe cine era Ninistan. Nimeni nu mai știe nici măcar numele, doar porecla sau numele de alint, Nini. Era șef la compania de apă și canal, care se numea Igo pe vremea aia, adică actuala Raja. Practic era șeful Raja, acest domn Ninistan, care, din câte știu, era un domn decent, ne implica prea adânc în chestiile dubioase în oraș, cel puțin nu am auzit nimic aiurea de dânsul. A dispărut total, nici nu cred că l-am mai văzut vreodată de atunci, de 10 ani. Și domnul Bălălău a câștigat primăria. Sincer, ne-am bucurat așa că, na, noi, tinerii, pe vremea aia, aveam speranțe de la un nou oraș. Băi, orașul era la pământ, tocmai din cauza asta nu mă interesa nimic. Toți prietenii mei, tot tinerul din Buftea de care știam eu, visa să plece dracu din orașul ăsta. Să termine în liceu, să meargă la facultate, să-și ia camera la cămin, să nu mai audă de orașul ăsta, de navetă, de tot. Veneau, dacă veneau, și în weekend. Și ulterior, visul oricărui buftean de teapa mea atunci era să mute în București. Să scape de orașul ăsta mizerabil era. Băi, era groaznic. Nu vreți să știți. Nu vreți să știți ce bătăi, ce nenorocire era un oraș, ce mizerie, ce absolut sinistru. Și n-am avut, na, speranțe. Domnul Bălălău era pe cai mari atunci, PDL-ul la putere,
era omul lui Băsescu, dar nu știu, nu urmăream atunci. Nu eram nici în politică, nici implicat civic, nimic. Nu mă interesează, doar din ce mi-aduc aminte din zvonuri. Că pe lângă el, bineînțeles, s-au acuat și o grămadă de personaje din Buftea, de la cerșetori, interlopi, diversi dubioși, oameni de afaceri și nu în ultimul rând, samsari imobiliari. Cum ar fi omul nostru Pistor. Care pe vremea era un, cel puțin așa se spunea că era un om de afaceri cu afaceri în domeniul IT. Încă o dată, ăsta e un mit fals. Domnul primar nu a avut nicio companie de IT, nu a făcut nimic. A vândut probabil niște calculatoare ca paravan sau ca second job sau ceva de genul ăsta cu portbagajul. A fost administratorul unei firme, cred că după aia a mai avut încă o firmă, bineînțeles firmă de IT, calculatoare și nu știu ce, și alta de construcții, parcă. Nu că falimentare amândouă, dar nu, dacă pe vremea aia nu aveau absolut nimic, cifră de afaceri, nimic, deci erau fictive, practic, dânsul s-o ocupa cu terenuri. Așa, toată lumea bună s-o ocupa cu terenuri pe vremea aia. Da, ok. Le cumpăra, le vindea, nu știu exact cum a făcut, cert e că a făcut o tonă de bani în perioada asta, mai ales în perioada asta. Da? Deci, a intrat în anturajul domnului Bălălău și de acolo totul e istorie. S-a îmbogățit extrem de repede. Ce a făcut domnul Bălălău în 2008, o nouă rundă, stați puțin, să până ajungem acolo. În 2004, deci, domnul Bălălău a câștigat alegerile. Nu avea majoritate în Consiliu. Cu cine credeți că a făcut majoritatea în Consiliu ca să scape de PNL și PSD? Păi, oameni buni, a făcut majoritatea în Consiliu cu PRM. La PRM atunci era un tânăr pe numele dânsului Ion Stoica. Cred că și candidase și el în 2004 atunci. Ieșise probabil pe locul 4, ceva de genul ăsta. Nu l-a băgat nimeni în seamă. Nu l-a băgat nimeni în seamă nici ulterior. Dar a ajuns viceprimar. Au făcut pur și simplu alianță. PDL cu PRM. Contra PSD. Dar n-a făcut nici cu PNL-ul. PDL-ul atunci. Pentru că domnul Bălălău l-a găsit pe Stoica mai potrivit. Practic, un tânăr, nu naiv, probabil așa că domnul Bălălău că e naiv, dar un tânăr cu minte la locul lui în banca lui pe care să-l controleze cum vrea el. Și l-a pus viceprimar. Și totul a mers strună din punct de vedere politic. S-au avut așa. Toți. PRM cu PDL. Bălălău cu Stoica și cu Pistol pe lângă ei. Care domnul Pistol cred că și-a făcut deja birou în primărie, neoficial, bineînțeles. Și creștea în afaceri cu terenul, bineînțeles. În timpul ăsta, în Buftea, oameni buni, nu s-a întâmplat nimic. Băi, era paragină. Câini, noroaie, mizerie, gropi, bătăi, scandaluri, amenințări. Era horror. Nu mai puteai să stai nici măcar noi ca tineri, nu mai stăteam în Buftea, nu mai stăteam în parc, pe străzi, nu voiam să mai auzim de orașul ăsta. Era horror. Și au venit alegerile din 2008. Domnul Bărălu nu a avut emoții. A fost absolut sigur că va câștiga. Doar că, între timp, domnul Rovinaru am murit, Dumnezeu să-l ierte, cred că imediat după alegerile pierdute a murit și la conducerea PSD Buftea a venit un tânăr pe vremea aia, probabil 40 de ani, domnul Marinescu, Radu Marinescu, profesor, contabil, expert contabil, profesor, un tip foarte ok, foarte plăcut, deștept bineînțeles,
Apare corect, n-am auzit nimic dubios despre dânsul. Băi, dar absolut nimic n-am auzit, că știți că eu nu... Tac. Măcar bat un apropo, dar nu e cazul. Și în România deja regimul PDL cam scârția. Păruseră niște opozanți foarte, foarte puternici, foarte răi. Lumea se săturase, știți cum era pe vremea aia, da? Băsescu deja își făcea foarte, foarte mulți dușmani. Și domnul Bălălău a fost contracandidat în 2008 de către noul președinte PSD Buftea, Radu Marinescu. Ăsta era contracandidatului. A candidat, bineînțeles, și același Ninistan și domnul de la PRM, Ion Stoica, actualul viceprimar în funcție, care practic candidat ca un iepure pentru domnul Bălălău, ca să rupă din voturile PSD, din voturile contestatarilor lui Bălălău și contestatarilor PDL. Deci, la momentul acela, Stoica încă era cu Bălălău. Domnule Stoica, știu că urmăriți chestia asta, puteți să mă contraziceți, vă dau drept la replică, în comentarii, unde vreți dumneavoastră. M-aș bucura să veniți cu multe, multe, multe alte chestii în completare. Și să, dacă aveți puterea să recunoașteți că ați fost, bineînțeles, apropiat de Bălălău și, mă rog, inclusiv de pistol. Și avem alegerile în turul întâi, șoc! PSD Buftea cu Radu Marinescu au ieșit pe locul 3. Au mers în turul 2, Bălălău și Ion Stoica. Șoc pentru cine? Șoc pentru Bălălău. Șoc pentru Stoica. Ambii erau absolut șocați că au ajuns în turul 2. În momentul ăla, domnul Bălălău probabil că s-a speriat un pic și a zis, opa, s-ar putea să avem o problemă. Pentru că voturile cumulate ale lui Marinescu și Stoica dădeau peste Bălălău. Și abia în cele două săptămâni de campanie, cât de tare era, cât de mișto era, cât de dreaptă era legea asta cu turul, cu două tururi de scrutin la alegerile pentru primărie. Exact ceea ce trebuie și exact ceea ce au scos după aia ca să nu se mai încurce de outsideri, da? De oameni din eșalonul 2 ai politicii, de oameni care n-au loc la masa bogaților. Deși eu stai că atunci era la masa lor, la masa bogaților. Așa că în cele două săptămâni de campanie între cele două tururi s-au măcelărit între ei. Deci până atunci erau frați, s-au măcelărit. Și au scos toate nenorocirile la bătaie, toată camarila, toți interlopii, toți banii pe care îi aveau, jurături, jigniri, familii, urât, 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 amante. Și oameni buni, turul 2, șoc, șoc, șoc. Stoica câștigă detașat chiar. Vorba lui Ion Stoica, pe vremea aia, eu m-am dus la el, m-a chemat odată, la ceva timp după ce câștigase primăria, 2, 3, 4 luni poate. Eu tocmai deschisesem atunci Expresul de Buftea în 2008, paranteză, un pic mai mare, pentru că mă săturasem de mizeria din oraș. Mă luase flama un pic, numai eram foarte revoltat și am zis să mă implic cumva și am făcut Expresul de Buftea. Eram anonim până atunci. Deci am fost anonim până în 2008-2009, atunci când spun eu că m-am dus la Stoica. De fapt, cred că nu era chiar așa curând după alegeri. Era, cred că, 2009 deja. E, și deci eram de oarecum cunoscut și se știa cine e tipul ăla cu Expresul de Buftea, deși toată lumea... Apropo, dar despre istoria Expresului de Buftea, cred că vă fac separat un alt vlog, că e lungă și e interesant de povestit. Anyway, am fost chemat la un moment dat, s-ar putea cam la un an aproape după ce a câștigat primăria, cred că exact după ce m-am autodeconspirat, adică am recunoscut, domnule, ăsta sunt eu, uite cine e în spatele Expresului de Buftea, eu sunt Bogdan Tobă, eu stoi că m-a chemat la el în birou, într-o seară, undeva după program, să-mi povestească, știți cum este, ce are el de gând cu Buftea. Apropo de asta, sunt absolut convins, nu știu câți mă cunosc și câți pot recunoaște chestia asta, că dacă nu exista Expresul de Buftea, dacă nu făceam eu chestia asta,
mandatul lui Ion Stoica era la fel ca al lui Bălălău, adică zero. Pentru că nu-i deranja nimeni. Nimeni nu știa ce fac ei cu banii, care sunt realizările lor, cine, cum, ce combinații, nu știa nimeni. Dar pe Stoica și-a dat seama că va avea de suferit dacă nu face ceva și dacă nu comunică. Așa că Stoica chiar a comunicat cu Crescu de Buftea în mandatul ăla foarte mult și chiar a făcut lucruri. Băi, serios, chiar a făcut. Stoica s-a... Vă spun imediat și ce a făcut. Deocamdată vreau să vă spun cum a fost când m-a chemat la dânsul un birou, undeva seara după program, să-mi povestească despre Buftea, mă rog, nu mai țin exact de ce, să-mi arate ce are de gând să facă în Buftea. Și sunt așa în biroul lui, povestind, el mai mult și eu făcându-mă că ascult. Era o discuție relaxată, cred că mi-a și oferit un pahar de whisky, m-a întrebat dacă bea un whisky. Bineînțeles că l-a refuzat politicos. Nici el n-a băut. Un apropiat, dar lui a intrat la un moment dat și și-a pus, s-a dus direct la sticlă că știa unde e și a pus un pahar de whisky. Nu o să spun cine e acel apropiat, era un om vechi în primărie, vechi în anturajul, probabil era în anturajul tuturor. Nu mai știu ce face el acum, mă rog, nu contează. Și-a pus omul un whisky, a plecat probabil și la un moment dat, cine credeți că bate la ușă? Nimeni nu bate la ușă, nimeni n-a bătut la ușă. Cine credeți că a rupt ușa ca la el acasă? Da, George Pistor. A intrat, a dat noroc, salut, s-a așezat pe canapea. Eu m-am rămas surprins. Eu știam că, na, au fost rivali, s-au scuipat, s-au păruit în alegeri. Sunt în continuare rivali, așa că am fost surprins cum de prezența lui acolo. Stoica chiar m-a prezentat frumos, el e Bogdan Tobă, el e George Pistol. Am dat mâna, eu m-am retras. În momentul ăla n-am vrut să... Ce să mai fac acolo? Probabil că oamenii aveau treburile lor, da, după program. Dar ca să vezi ca idee că dânsii comunicau, erau bine mersi, ce comunicau nu știu exact. Dar cam atunci cred că s-a rupt și relația lor, adică s-a rupt total. Pentru că, v-am spus, ei erau în același anturaj. După ce au pierdut alegerile, după ce Pistol a pierdut alegerile, intuiesc eu că Pistol a încercat, Pistol n-a candidat, deci omul nu voia să facă carieră politică. Dar l-a susținut masiv pe Bălălău, da? Era practic șeful de campanie oficial. El era șeful de campanie. Apărea în ziar, a scos ziare pentru Bălălău, inclusiv a făcut o televiziune. A băgat o tonă de bani a băgat în campania lui Bălălău. Băi, aveam televiziune la Buftea. Da, televiziunea lui Pistol. Pe numele actualei doamne angajate la primărie... Îmi scapă numele, îmi scapă intenționat, bineînțeles, mă rog. Avea și un ziar în care se prezenta foarte mult realizările care nu erau al domnului Bălălău. Deci primarul Pistol era implicat foarte, foarte mult în campania domnului Bălălău, fără să vrea să fie primar. Dar după ce Stoica a câștigat, probabil, spun eu, că a încercat să, nu neapărat să-l controleze pe Stoica, deși, dar să fie în continuare în anturaj, să fie în continuare, să facă în continuare ceea ce făcea în oraș și în primărie, doar că, na, cu alt primar. Probabil că Stoica a avut și el alte interese, nu știu de la ce s-a luat, s-a certat, ci drept că au devenit, nu rivali, dușmani, ok? Între timp, domnul Bălălău, săracul, a decedat și dânsul după pierderea alegerilor. Se spune că a fost foarte, foarte afectat de pierderea acestor alegeri, că a pierdut și bani și, nu știu, prieteni, tot. Mă rog, nu are rost să discutăm despre dânsul. Cert e că s-a retrăsese, nu mai avea nicio apariție, nimic. În politică, nu îl mai interesa. Cu siguranță a fost un șoc pierderea primăriei. Mulți spun că s-au pierdut enorm de mulți bani atunci. Banii domnului Pistol, lumea rea, vorbea iurea. Cert e că domnul Pistol în momentul acela și-a propus un singur lucru pe lumea asta. Să ia primăria. Și din 2009, deci nu din 2008, în 2009 a început să construiască, să-și construiască noua carieră politică. El
a devenit consilier județean atunci, a fost pe listă la județ, cred că a fost și la, a fost și la, pe lista la Consiliul Local, dar a refuzat, a preferat să meargă pe listă la Consiliul Județean ca să aibă influență și acolo. Băi, ce a făcut pistola acolo, în momentul ăla, chiar dacă a pierdut alegerile, deci este o demonstrație de, cum să vă spun, de abilitate politică senzațională. Este o demonstrație de cum să, nu neapărat să supraviețuiești, că practic el era deja îngropat în datorii, ca să zic așa. Dar să te ridici de undeva, de jos, iar eu îl bănuiesc, sincer, nu îl bănuiesc pe el de prea multă inteligență politică. Eu cred că a avut pe cineva în spate care l-a sfătuit. Un sistem, poate. Nu doar o persoană. Ați înțeles? Pentru că el a jucat acolo senzațional. Deci în toată perioada asta, 2008-2012, cât a fost Stoica primar, Pistol a făcut pe Dracul 4 și a fost numărul 1 în Buftea. Numărul 1 la orice, afară de faptul că nu era în biroul numărul 1. În rest, el era pe buzele tuturor. Toată lumea vorbea de Pistol. Ce a făcut Pistol? Deci omul, am înțeles că, de fapt, cu siguranță știm că a luat un mare împrumut, 4 milioane de euro, ceva de genul ăsta, de la Volksbank, a garantat cu niște terenuri care s-au făcut praf pentru că a venit criza, sau pentru că era criză, nu mai țin minte exact cum a fost. În schimb, a început să arunce cu bani și cu influență. Deci el nu a rămas în Consiliul Local, pentru că acolo a avut oamenii lui, deja, care făceau bine ceea ce făceau acolo, îi puneau bețe în roate lui Stoica, care a fost nevoit să facă alianță cu PSD, cu Marinescu, l-a pus vice pe domnul Radu Marinescu și a avut o alianță și o majoritate bună, beton, în Consiliul Local, doar că nu aveau acea majoritate, două treimi, care să îi permită să treacă anumite proiecte din punct de vedere al patrimoniului. După cum știm, aceste proiecte privind terenurile și clădirile orașului nu pot trece proiectele la care se referă la aceste clădiri de patrimoniu, nu pot trece prin Consiliul Local decât cu două treimi. Și nu avea aceste două treimi, așa că domnul Pistol îl mai încurca absentând, practic, de la, sau nevotând la anumite proiecte pentru a avea această majoritate. Cert e că domnul Stoica chiar a făcut multe, multe, și vă spun acum, ca unul care l-a criticat, dați înapoi pe Expresul de Buftea și o să vedeți câte critici și-a luat de la mine Stoica, dar a făcut, mă țineți minte, apropo, prietenii mei din oțetărie, cum arăta oțetăria pe vremea aia lui Bălălău, era o mlaștină. Nu exista trotuar, nu exista niciun asfalt. Nimic, nimic, nimic. Era o mlaștină. Când ploua, erați, mă țineți minte cum erați? Asfalt, canalizare. N-a existat canalizare până atunci. În Buftea nu s-a făcut un metod de canalizare pe vremea lui Bălălău, care, apropo, vânduse apa și canalul către o companie italiană, TAS, se numea, care n-a făcut nimic, doar a încasat banii, a luat banii din Buftea. Banii nu mai rămâneau în Buftea, da? Noi nu mai plăteam apa în Buftea la primărie, cum ar veni, ci o plăteam în niște italieni care scoteau banii din țară. Mafie, mafie. Și nu au făcut nimic ăștia. Niciun metod de canalizare. În schimb, Stoica a început. A făcut canalizare în 2008. Asfalt, trotuare în oțetărie. Mă țineți minte cum arătau blocurile vechi din studio pe vremea aia? Băi, o mocirlă și niște gropi. Nu puteai să mergi cu mașina pe acolo. Nu puteai. A făcut totul beton acolo. Ce a mai făcut? Parcările, toate parcările din Buftea pe care le vedeți în Buftea sunt făcute de Stoic atunci. Unde era noroi, mlaștina a făcut parcări a turnat beton. Da, e ok, aveam nevoie de
parcări de beton. Asta e. Nu e cazul să mai îi fac... Dar, mă rog, un remember merită. A cumpărat 4 autobuze. 4 autobuze noi nouțe. Dar astea pe care domnul Pistă spune că erau varză. Nu erau varză. Erau autobuze noi nouțe care au mers bine. După aia s-au făcut varză pe drumurile ulterioare mandatului Pistol. Și ne întreținute cum trebuie. Asta e un mit fals că a cumpărat autobuze gata stricate. Terminați-vă cu prostiile. A cumpărat autobuze foarte, foarte bune. Noi nouțe. Fără să facă împrumuturi. Da? Din bugetul local. Nimeni nu i-a dat un ban. Nu mai mi-aduc aminte. Cred că a primit niște bani pentru strada agricultorii odată să o asfalteze. Dar fiind de la PRM, omul n-avea nicio... Era fiul ploi. Da? Niciun guvern, niciun consiliu județean, nimeni nu-i dădea nimic. Nimic. Așa că s-a descurcat cu bugetul local. Toate chestiile astea le-a făcut cu bugetul local, care era mult mai mic pe vremea aia. Era la jumătatea la care e acum, să știți. Să pot verifica toate chestiile astea pe care le spun eu acum. Mai mult, în 2008-2009 a fost o criză majoră. Vă aduceți aminte, da? O criză majoră. Băi, vă aduceți aminte că Bălălău, domnule, Băsescu a tăiat salariile din primărie. Deci ajunseseră salariile din primărie să nu mai facă nimic. Nu mai eram motivați deloc. Aveam și salarii mizerabile. Nu mai făcea nimeni nimic atunci. Păi vă aduceți aminte ce era la primărie, că te duceai, te rugai de ei. Nu făcea nimeni nimic. Nu se mai făceau angajări. Dar nu puteai să te dezvolți, nu puteai să faci nimic. Și totuși, Stoica, când singur fiul ploii, a făcut destule de bufte atunci. Pe de altă parte, Pistol a pierdut enorm, continua să piardă bani, a pierdut bani din campanie, terenurile sale au scăzut enorm în valoare. Deci omul era jos, jos, jos de tot atunci. Însă v-am spus, cumva este de apreciat. Mi-aș dori să scriu omul ăsta o carte odată. Pe cuvânt, îl și ajut, că scriu bine. Să pune aici cu mine, la masă, și îmi povestește tot. Nu, dar găsește el un script mai serios. Are, plătește. Dar nu va avea succes cartea. Eu pot să o fac bestseller. Pe cuvântul meu. Mai ales că știu tot și am verb. Nu ca scribeștea care scriu cu pozele. Bă, dacă ar scrie o carte, ar fi senzație. Sper să scriu undeva la bătrânețe când se retrage el din... Ați înțeles? Și e mai liber la... mai slobod la gură. Că ar fi un interesant studiu de caz pentru orice politician tânăr, pentru orice om de afaceri. Nu știu, ar fi o carte motivațională. Deci pot să apreciez chestia asta. Omul și-a dorit cel mai mult pe lumea asta să fie primar. Și a reușit. De undeva de jos, când nimeni nu mai dă nicio șansă. În ăștia 4 ani, fiind și pedelist la putere, a avut foarte, foarte multe pârghii. Da? De la prietenia de notorietate cu Eduard Helvig, pe care l-a ajutat să devină parlamentar. Mă rog, ulterior au rămas prieteni, ceea ce l-a ajutat foarte mult. Țineți minte că obținuse cumva o combinație, am prezentat-o pe site, absolut dubioasă combinație. Luase apartamentul unei bolnave de SIDA, care de fapt nu era bolnavă de SIDA, a fost o înscenare. Te doare capul. Un apartament care aparținea primăriei a ajuns pur și simplu biroul lui Pistol. Și primarul nu putea să facă nimic. Eu l-am acuzat cu subiect și predicat pe Stoica în momentul ăla că încă erau așa, Stoica cu Pistol. De aceea nu l-a deranjat și l-a lăsat să pună labă pe apartamentul ăla. Și veneau oamenii și făceau coze acolo. Avea pe doamna care e acum angajată a primăriei, cealaltă mână dreaptă, dânsului care are două mâini drepte, două doamne. Era la Ministerul Muncii, nu mai știu cum, și înlesnea pensionări și toată lumea vrea să pensioneze anticipat. Și cum mă pensioneze și eu? Păi de la Pistol. Pistol e pensiona oamenii, buftea mă, voi vă vine să credeți? Vă vine să crezi vouă? Pistol dădea ouă de Paști și acum am poze când oamenii lui dădeau ouă de Paști din poartă în poartă, oameni buni. Nu doar în Buciumeni,
sau în cartierele sărace. Și în flămânzeni. Oameni cu căși, ca lumea atunci făcute, deschideau poarta, luau cofragul de ouă. Da, dădea lemne. Deci omul și-a pus la bătaie tot. A făcut acel împrumut la bancă de vreo 4 milioane de euro, probabil că de acolo a avut lichiditate, că terenurile erau, nu se mai vindea nimic și erau foarte, foarte, foarte jos terenurile. Și probabil cu banii aia, care cred că și acum se mai judecă chestia aia. Am înțeles că a trecut pe procesul pe numele surorii dânsul, mă rog, nu discutăm că nu știm. Cert e că a venit și momentul mult așteptat, 2012, confruntarea. Pistol și stoica. A candidat și Marinescu, dar nimeni, bineînțeles, stați să vedeți cum s-a ajuns acolo, nu i-a dat nicio șansă. În momentele astea premergătoare acestor, apropo, Stoica a alungat din oraș tasmul ăla care era înaintea lui Raja, celor de la Raja. Tasmul ăla mafiot pe care PDL-ul lui Bălălău îl băgase în oraș și le dăduse apa și canalul. I-a adus pe Raja, da, Stoica i-a adus pe Raja, dar la momentul ăla, cred că în 2011 i-a adus. La momentul ăla, Raja era cea mai mare și mai puternică companie de apă și canal din țară. Da, era controlată de PSD. Ok, da, PSD-ul controla multe atunci pe vremea aia. Dar veniseră cu ceva, cu un plan. Apropo, planul tarifar și prețurile le-a pus după aia și le-a votat și le-a aprobat Pistol. Da, Stoica doar i-a adus acolo. Au făcut și parcul ăla de la Raja. Băi, era o chestie, lumea urla în buftea, nu aveam apă, nu aveam canalizare, nu aveam nimic, nimic, doar la blocuri, aproape singura zonă în care aveam canalizare. Deci era o chestie, prin asta primarul Stoica încerca să se rupă de PRM, pentru că PRM era, la revedere, nu mai exista PRM, era doar Vadim care o luase rasla pe la televiziune, doar atâta făcea, se dădea spectacol. În 2008, când a câștigat primăria Ion Stoica, dacă nu mi-aduc bine aminte, era singurul primar PRM din țară. Sper să mă contrazică dacă nu e așa. Ceea ce arăta că PRM-ul se prăbușise total. Bineînțeles că în aceste momente, Stoica, apropiindu-se alegerile din 2012, încerca cumva să se lipească de un partid mai puternic. Încă o dată, pauză mică să verific dacă merge banda. Merge banda. Am dat cu genunchiul de măsuța de sticlă. Nu mai știu unde a rămas. Da, deci Stoica căuta un nou partid. Pentru că nu se mai putea baza pe PRM. Vadim înnebunise, îl făcea praf în ziarul lui, cum se numea ziarul lui Vadim atunci? Tricolorul, parcă, sau Tribuna, sau cum se numea, sau avea două. Și l-a făcut praf în ziar pentru că și-a dat seama că îl pierde pe Stoica, singurul lui primar. Și Stoica cocheta oameni buni cu PSD atunci. Bineînțeles că PSD-ul l-ar fi vrut, cine nu ar fi vrut un primar în funcție? PSD-ul ar fi vrut, bineînțeles, care să se lupte cu un pederist. Doar că pe vremea aia, PSD, Ilfov, ca și acum, ca și întotdeauna, a fost așa cu PDL, Ilfov și cu PNL, Ilfov. Deci, au fost așa. Cumva, cred că domnul Pistol s-a asigurat pe la PSD, Ilfov, poate cu prietenul lui Pandele, să nu-l primească pe Stoica. Și nu l-au primit pe Stoica. Mai mult, ca să vedeți, după aia s-a constituit USL-ul PNL cu PSD. Revin, o să revin la chestia asta. În schimb, Stoica a încercat să caute la UNPR, care aparținea tot de PSD, n-a reușit nici acolo, și într-un final s-a lipit de PPDD, care erau pe cai mari atunci, încă în Parlament, domnul Dan era încă pe micile ecrane, și a crezut că va merge. Nu. Oamenii deja și-au dat seama ce însemna PPDD, o gargară, nimic, totul superficial, așa că cei mai dezghețați care
Poate au recunoscut că Stoica a făcut ceva în buftea. Nici n-au mai ieșit la vot, n-au vrut să mai audă, nu l-au mai votat. Pur și simplu le-a creat o repulsie faptul că s-a dus la PPDD. Deci asta a fost o mișcare greșită, dar era singura. El nu mai avea să duc. Probabil că voia și la PNL și undeva, dar la PNL o să vedeți că nu avea cum. Pentru că cu o săptămână înainte de începerea campaniei electorale, PDL-ul era prăbușit. Se prăbușea PDL, bineînțeles, atacat total de noua coaliție PNL-PSD, adică USR, care e și acum, hello. Așa că domnul primar sare din barca care se scufunda într-o barcă, la PNL. PNL, buftea atunci, era constituită dintr-o trupă de băieți, de tineri, foarte ok, condusă de un anume Marian Gavrilescu, și spun un anume Marian Gavrilescu nu în sens negativ, pentru că e un tip ok, eu mă știu cu el, spun, mă știu bine cu el, adică un anume, pentru că lumea nu mai știe cine era Marian Gavrilescu. Era un politician care se dorea a veni din spate. La vremea aia era, zic eu, binevenit. Din câte știu, era chiar rudă ceva cu Marian Petrache, care conducea PNL Ilfov. N-aș fi în rudă, văr, ceva de genul ăsta. Și domnul Petrache, care era prieten și cu Pistol, bineînțeles, l-a acceptat pe domnul Pistol în barca PNL. Cel mai probabil Marian Gavrilescu, și o să respect toată viața pentru chestia asta, n-a acceptat să fie, nu știu, pajul lui, al lui Pistol sau lipitorul de postere. Știți? Și a terminat cu politica, a ieșit din politică de atunci. Pistol a preluat organizația PNL Ilfov, buftea. Dar nimeni aproape din PNL Ilfov de atunci n-a mers cu el. A fost o chestie ciudată, pentru că lumea cunoștea foarte bine pe Pistol. Dar știa toată lumea cine e, ce face, cum se comportă. Deci PNL-ul vechi, buftea, n-a mers cu Pistol decât foarte puține cazuri răzlețe care sunt și acum cu el. În schimb, el și-a luat foarte mulți de la PDL, care sunt și acum actualii lui consilieri și oameni apropiați de la PDL, buftea. Și a plecat în alegeri cu PNL. Mare șmecherie atunci. În momentul ăla, USL-ul din țară punea primar comun, da? Comun de la PNL și PSD, ca să învingă primarii PDL. La noi nu aveam primar PDL, aveam primar PNL, PRM, care era bine înfipt. Deci dacă se făceau sondaje atunci în buftea, vă spun că Ion Stoica era câștigător destul de detașat. Numai că au făcut o șmecherie. N-au avut candidatură comună PSD cu PNL, ci l-au obligat cumva pe domnul Marinescu, pe PSD-ul, să candideze și ei separat, ca să rupă din voturile lui Stoica. Logic. Foarte, foarte abilă mișcarea, pentru că, practic, voturile lui Stoica, voturile coaliției PSD pe PRM, atunci s-au împărțit. Atunci guvernanții au făcut iar o chestie șmecheră, au scos cele două tururi și au lăsat alegerile într-un singur tur. Campania aia a fost horror. Deci, cred că au fost și bătăi, scuipături. Se spune că actualul primar l-a scuipat în sediul poliției pe fostul primar și a câștigat George Pistor cu 4230 de voturi. Detașat. Pe locul 2, Stoica, 2850 de voturi, Marinescu, 1250 de voturi. Nici împreună Stoica cu Marinescu nu ar fi câștigat. Ceea ce spune mult. Deci, George Pistol a călcat tot în picioare momentan. În campania aia a fost all-in și a pus viața gaj, cum ar zice băieții de la BUG Mafia. A câștigat detașat și a ieșit primar. Momentul ăla
moment important a fost și faptul că în campanie sau un pic dinainte de campania de alegeri, domnul Stoica a dat cu subsemnatul la DNA. A fost acuzat oficial de DNA de luare de mită. A cântărit enorm, enorm. Deci, practic, a fost tocat și a fost învins în campanie. Și s-ar fi dat o grămadă de bani atunci mită electorală. Nu cred. Nu crede nimeni în buftea asta. Deci, George Pistol pur și simplu a făcut o demonstrație de forță și a ieșit primar în 2012. Și de atunci îl avem și îl vom mai avea. Vă dau scris. Va mai da scris. Vă dau scris că încă cel puțin 15 ani îl vom mai avea primar. Și ca să vedeți de ce vă dau scris, să vă spun ce am scris la 8 zile de când a devenit primar. 20 iunie 2012. De azi începe o nouă eră în Buftea, dictatura Pistol. Pentru că domnul Pistol, cum a ajuns primar? Deci nu că l-a distrus pe Stoica în campanie. Nu, l-a și îngropat după campanie. L-a făcut pilaf. I-a luat cei 4 consilieri. Deci Pistol avea deja majoritate. Fiți atenți. Avea majoritate. El îi lipsea avea majoritate pentru că mai avea un vot de la PDL. PDL Buftea. Nu, avea 9 consilieri, avea deja majoritate. Da? 9. Nu mai știu exact, doar că inițial s-a vorbit, cred că am scris pe undeva și da, 9 PNL, 5 PPDD, 4 PSD, 1 PDL. Domnul Proțiuc, care era omul lui și a rămas la PDL ca să fie bine, să nu fie rău. Și avea, deci, 9 cu 9 și mai rămânea domnul Proțiuc. Ca să aibă majoritate, l-a pus pe domnul Proțiuc viceprimar, deși înțelegerea a fost dinainte că viceprimar va fi Radu Marinescu, care rupsese relația cu Ion Stoica, bineînțeles, de dragul USL-ului și spera că va fi în continuare viceprimar. N-a fost să fie. I-a trădat Pistol. A avut prea multe voturi, a câștigat prea mult și l-a pus pe vechiului amic prieten care era dator, vândut probabil, pentru că fusese propus inspector de PDL în anii ăștia, inspector șef la, cum se numește, inspectoratul școlar Ilfov, prin care Pistol a controlat școlile din Buftea, directorii din Buftea. A impus directori și a controlat directori și mai departe părinții. V-am spus, a luptat pe toate fronturile omul ăsta. Este exact manualul de cum să devii primar călcând pe cadavre. Cum să devii primar în varianta, ca să zic așa, nerecomandată pentru oamenii cinstiți. Și domnul Marinescu și-a luat-o practic, n-a mai fost viceprimar, așa că și-a dat demisia și s-a dus mai departe, l-a pus partidul pe un loc, pe un post foarte bun, contabil șef la RAPPS, ulterior a devenit și consilier județean și tot a fost bine, doar că Pistol nu s-a limitat la atât. A vrut să scape total de Ion Stoica. Ce a făcut? Ion Stoica ieșise consilier local, alături de alți 4 oameni din PPDD. I-a cumpărat pe cei din PPDD. Da, mi-a cumpărat. Pe toți nu le mai dau nume, că îi știți și nu are rost. Nu sună bine că i-a cumpărat, dar i-a cumpărat. Astfel încât aceștia l-au eliminat pe domnul Stoica din partid. I s-a retras sprijinul politic, domnul Stoica a rămas pe afara Consiliului Local. Cred că o singură ședință a apucat, sau două maxim. E, și în momentul ăla, domnul primar a început să spargă bani. Era o grămadă de bani în buget în momentul ăla, în conturile primăriei. I-a spart total pe lucrări aiurea împărțite firmelor de casă, achiziții, bineînțeles, directe. În momentul ăla PSD încă răsufla.
sau sufla. La PSD era Richard George, Daniel Costea, Nicu Crețu, nu mai știu, Dumitru Nicolae parcă, și domnul Sorin Minea de la Angst. O rătăcire a dânsul, nu știu ce căuta la PSD atunci. A fost o rătăcire, dânsul nu e de PSD, dar mă rog, a fost înainte la PDL. O chestie absolut ciudată. Mi-a plăcea odată să aflu în viața mea ce a căutat domnul Sorin Minea la PSD. Cert e că acești patru oameni păreau foarte decenți. PSD, nu uitați, a fost cu Stoica înainte. Așa că au făcut o poziție în primele luni. Au făcut o poziție în sensul că pur și simplu mă sunau pe mine și mi explicau ce și cum se întâmplă la ședințele de Consiliul Local. Mi-au pus la dispoziție toate materialele din Consiliul Local să le fac public, să le fac publice. Deci a fost foarte, foarte ok. Cei patru. Ulterior i-a cumpărat. Nu pe toți. Cel puțin pe doi dintre ei, pentru că i-am demonstrat clar cum domnul Costea și Richard George aveau contracte cu primăria prin atribuire directă. Pe Neanicu Crețu sigur nu l-au cumpărat cu nimeni, pentru că l-au dat afară din PSD, după aia a dispărut, pentru că tot a comentat pe acolo și a fost nemulțumit de... Tot făcea opoziție omul și PSD-ul i-a spus, PSD Buftea i-a spus, băi, alo, gata cu opoziția. Și după aceea l-a dat afară, l-a dat afară în sensul că nu a mai candidat, nu a mai prins loc eligibil ulterior. Domnul Minea, pădânsul nu cred că l-a dat nimeni afară, dar a plecat singur. Nu știu ce a căutat totuși în Consiliul Local atunci. Probabil, na, a sperat ceva. Putea să-și ia demisia, dar, mă rog. Deci, domnul primar a cumpărat tot Consiliul Local și de aceea, după 8 zile, eu am spus clar că începe o nouă eră, dictatura lui Pistol. Ulterior, domnul Stoica a ajuns și la pușcărie. Deci, l-au îngrupat definitiv. Hai să vă citesc, să rămânem așa, cu finalul ăsta, de ce am spus că este dictatura lui Pistol. Vă citesc nu tot articolul. Deci, asta o spuneam, o anticipam încă din prima lună de mandat. Pistol nu se mulțumește cu majoritatea în Consiliu, ci vrea mai mult, pentru a nu avea vreodată surprize sau ghimpi în coaste. Nici acum nu are ghimpi în coaste, afară de mine. Pentru asta se pare că a început să umble la membrii vechi ai PPDD, ca aceștia să-l mazilească pe Stoica din partid, ceea ce s-a și întâmplat, cum v-a spus, acesta pierzând astfel locul de consilier. Ca așa e lupta bărbătească și onorabilă. Când îți pui adversarul la pământ, îi mai dai și un șut în dinți, să fii sigur că nu mai mișcă vreodată. Să sperăm că nu se va ajunge și la scuiparea cadavrului. Nu uitați, un Stoica a ajuns la pușcărie după aia. În rest, mai contează că ai mers alături de Stoica în campanie și ai fost antipistol, iar acum te dai cu învingătorul? Apropo de consilierii cumpărați de Pistol. Hai mă ce dracu, când a plouat cu onoare, buftenii au avut umbrelă. Am zis eu atunci. Bineînțeles, buftenii care s-au implicat în politică, nu toți buftenii. Evident, tot eu voi fi penibil că iau apărarea lui Stoica și iar îmi voi pune postacelui în cap. Dar nu pot asista pasiv la instaurarea unei dictaturi. Jur că nu am absolut nimic cu Pistol, bă, chiar n-am avut nimic. Până atunci nu l-am deranjat. Eu eram cu opoziția. Da? Eu îl tocam pe Stoica. Eram bucuros că Pistolii face opoziție. Eram bucuros că îl motivează să facă treabă și totul mergea bine. Chiar se întâmpla ceva ok. Jur că nu am absolut nimic cu Pistol și că nu m-a deranjat vreodată. Cu absolut nimic. Spre deosebire de Stoica, cel care a făcut-o de mai multe ori. Dar mi-e greu să nu spun ce văd, că văd mai bine și mai lucid decât mulți. Mie nu mi-a dat niciun motiv că ar putea fi un primar bun. Pentru mine e pur și simplu un necunoscut și asta mă sperie. Singurele lucruri despre el le știu de la bufteni și nu pot să nu spun întrebări când aproape toți, chiar și cei care l-au votat, îl cred un dubios. Nu ai cum să câștigi căderea oamenilor serioși prin campania pe care ai făcut-o, prin minciunile prezentate în ziarul său și acuze fără absolut nicio dovadă sau prin mizeriile scrise despre familia rivalului.
Mamă, mamă, ce mai scriam atunci. Mai lăsați-mă și cu DNA-ul ăsta, că n-a luat pe nimeni niciodată. Nu o să-l ia pe Stoica primul. Deci la vremea aia, în 2012, DNA-ul era așa, da, abia își făcea de lucru pe acolo, nu făcuse mare lucru. Deci eu nu aveam speranța că o să-l ridice pe Stoica. Ceea ce s-a și întâmplat. Stoica a fost printre primii primari nume importante luate, duse la pușcărie de DNA. Cum să am încredere în cineva care a călcat pe cadavre ca să ajungă primar? Tatăl nostru la ipocrit spus în stil băseștian la adunarea din noaptea Victoriei nu spală nimic. Pistol va avea totul de partea sa. Guvern, Consiliul Județean, Consiliul Local, Primăria, Poliția, Biserica, profesori, oameni de afaceri, interlopii, cerșetorii, etc. Și așa a fost. Pe lângă faptul că nu va avea nicio scuză dacă nu va face treabă, este evidentă instaurarea unei dictaturi. Sper din tot sufletul să mă înșel și să-mi dea peste nas cu treaba pe care o va face. Voi recunoaște cu cea mai mare plăcere că am fost un prost îndoindu-mă de el. Apropo de asta, ajunge cu primarii gospodari, spunea mea atunci. Primarul trebuie să fie un vizionar. Vi se pare că primarul nostru este un vizionar? Da, este un vizionar când e vorba despre averea sa, despre cum își multiplică terenurile, cum își crește averea familiei, că el săracul acum nu mai are nimic, e sărac. Despre cum familia sa se îmbogățește. Nu o să știm niciodată câți bani au, pentru că el nu mai are pe numele lui mare lucru, nu mai declară mare lucru. Dar cu toții știm, vedem ce construiește și ce face. Eu v-am spus tot ce face, toate combinațiile pe care le face. Vi se pare că e un vizionar? Păi, atunci spuneți-mi măcar ce a făcut în 10 ani în Buftea. Măcar din bugetul local. Din bugetul local. Ce a făcut în Buftea din bugetul local? Nimic, mă. L-a spart pe petreceri, pe propagandă, pe oamenii lui, pe camarila politică și pe... pe lucrări exact pentru apropiații săi. Asta face cu buget. Cheltuieli peste cheltuieli. Avem și împrumut. 5 milioane de euro împrumut la bancă. Noi. Orașul Buftea, nu el. Ce a făcut în Buftea a fost prin finanțare de la guvern, de la Consiliul Județean, pentru că a avut noroc de oameni de-ai lui acolo. Și prin fonduri europene, că na, ne-au rugat ăștia de la fonduri europene să ne dea niște bani. Multe din proiecte au fost făcute de Stoica, duceți-vă aminte. Da? El doar le-a gestionat după aia. Ce a făcut în Buftea? În 10 ani nu a terminat o grădiniță, nu a terminat o creșă, nu a făcut o sală de sport, a făcut două săli de sport, sunt în construcție acum. Cu fonduri europene, n-au rugat aia, luați bani, faceți la copii două săli de sport. O anexă a școlii numărul 1. Și aia în construcție de atâta timp. Ce a făcut? Ce vizionar? De ce e dictatură? Păi voi vedeți că nu a avut pe nimeni, nu i-a făcut nimeni opoziție timp de 8 ani de zile. Abia în mandatul ăsta al treilea, de 2 ani, sunt eu care îi face opoziție în Consiliul Local. Sunt eu care mă țin de capul lui și public tot ce face și ce nu face. Asta e dictatură. Face absolut ce vrea el. Orice o lege o interpretează, orice proiect de hotărâre vrea el. Comentezi? Păi tu ai curaj să comentezi în Buftea asta. Știți cum e în Buftea asta? L-ai deranjat pe el sau pe apropiații lui? Păi mai bine dispar din orașul ăsta, frate. Nu o să mai faci afaceri în orașul ăsta. Da? Nu o să-ți mai fie bine nici măcar în comunitate. Da? Și fiecare înțelege ce vrea de la chestia asta. Băi, nici măcar copiii tăi nu se vor simți bine în școli. Vrei să fii târât în tribunale? Ai bani?
Eu sunt urât în tribunale. N-am bani. Nimeni nu vrea să fie urât în tribunale. El are bani. Oamenii lui au bani. Ce înseamnă dictatură? Dictatură e când scrii ceva pe Facebook, când îl critici și te sună și spune, păi ce faci, boss? Ia șterge tu chestia aia, ca să fie bine, să nu fie rău. 10 ani au trecut. Vor mai trece, v-am spus, încă cel puțin 15 ani. Probabil că va rămâne până la adânci bătrâneți, probabil până când... Cine să vină în locul lui? Nimeni. Ori a cumpărat pe toți, ori i-a demotivat pe restul. Da? Nimeni nu vrea să se mai pună cu el. Eu nu sunt un nimeni. Lumea nu vrea un primar ca mine. Așa că nu vă mai pune speranțe.